Bună seara tuturor celor care doriți în această seară să împărțiți cu mine. Știu eu dreptul la replică, ca să numesc așa. Bună seara tuturor oamenilor care mă cunoașteți de atâți ani. Vă salut cu respect pe toți prietenii mei. Știți foarte bine cum sunt eu catalogat ca și om. Mă cunoașteți o lume întreagă de 30 de ani de când eu profesez această meserie. Îmi pare atât de rău că am intrat în jocul acestui om, Florin Salam, prin intervenția pe care am făcut-o dimineață. Adică am stat și am făcut analiza de ce am făcut-o eu. Probabil. Mi-a ajuns uh, de câți ani eu aplic diplomația, de câți ani eu sunt un om cu capul pe umeri și nu intru în jocul multor oameni din zona noastră, a muzicanților, a lăutarilor. Asta e. Uh, Fapta e făcută, adică prin faptul că eu am putut să intru în dialog cu acest om care din punctul meu de vedere, la această oră el nu mai are o educație atât de frumoasă. Greșeala mi-o recunosc, eu nu trebuia să dau concurs acestor situații. Dar, vă spun cu mare sinceritate. Nu mă așteptam din partea acestui Florin Salam că el să aibă să aibă, cum să spun, să găsesc cuvântul cel mai cel mai special și cel mai frumos. nu nici curajul, nu pot să-l numesc așa. Simțul lui așa dom, om, cunoscându-și trecutul lui, copilăria lui și ce a însemnat Dambursul pentru acest om în tot parcursul ăsta al meseriei lui, ca el să aibă puterea și curajul și îndrăzneala de a-mi vorbi mie așa că el atâta a putut să facă lucrul ăsta, e treaba lui. Nu mă așteptam, vă spun sincer, că acest om să-și poată permite să vorbească la adresa mea așa. Eu sunt vinovat că intru în, în jocurile acestor oameni, cunoscându-mă pe mine oamenii ce fel de om sunt eu, ce categorie de om sunt eu, care statutul și poziția mea practicând meseria asta și făcând mi meseria asta de 30 de ani. Îmi pare atât de rău că am putut să vorbesc cu acest om, pentru că chiar nu se merită. Îmi pare, vă spun, a treia, patra, cincea oră spun lucrul ăsta, că îmi pare rău că am intrat în dialogul ăsta cu acest om. Ținând cont că eu cunosc cu cine am de-a face, știu cine e, știu ceea ce face și eu am decurs la toate treburile astea. Am greșit că am dat concurs acestor situații. Eu trebuia să-mi vădă treaba mea, cei care mă cunosc, care mă știu, eu nu trebuia să-i răspund la treaba asta, pentru că el și-a putut permite, dar să adresa înaintea atâtor oameni care ne-au urmărit de dimineață și n-a mai avut limita bunului simț, n-a mai avut nici un pic de bun simț pentru trecutul lui. El nu e un om nostalgic în care să se gândească că eu am însemnat ceva pentru acest om. Eu am lucrat la accensiunea acestui om. Eu am lucrat să ajungă cineva de la 13 ani, 14 ani, câți ani avea el. Eu l-am ținut în cârca mea. L-am ținut aproape de mine. El ar fi trebuit să aibă bună la simț în care să nu ridice ochii asupra mea și să dea concurs la modul lui de adresare. Mergem puțin mai departe că nu vreau să monopolizez situația asta pentru că eu mi-am dorit ca să vorbesc și eu ceva să am și eu un cuvânt de spus fără să deranjez. Eu doar vorbesc dumneavoastră puteți să scrieți orice mesaj care doriți. Eu inițial vreau să-mi exprim sentimentele mele și situația mea care mă aflu eu în urma reacției lui, pe care a avut-o el față de mine. Eu știu cu siguranță că multă lume a rămas surprinsă de reacția acestui om și modul lui de exprimare. Poate noua generație nu-i cunoaște trecutul. Poate cei care mă cunosc pe mine foarte bine și pe el, știe cât de mult am lucrat eu la imaginea lui, cât de mult l-am iubit eu pe acest om, câte am făcut eu pentru acest om. Dar nu trebuie să reprocesc că am făcut și că am dres pentru că eu am demonstrat. Eu vorbesc strict numai de salam acum, nu, nu, nu vorbesc de nimeni. Păcat din partea lui că a putut să aibă reacții de genul ăsta vis-a-vis -vis de mine. Eu chiar nu merit lucrul ăsta. Pentru că între mine și acest om la această oră e o diferență de la cer la pământ. Vă spun fără lipsă de modestie, pentru că eu am putut dovedi. Eu am putut dovedi. Eu nu mă, nu, nu mă cobor la nivelul acestui om. Eu îmi fac meseria așa pe deplin, cum știu eu să-mi respect aproapele din jurul meu. Cum ăsta, eu sunt dobitoc. Pentru că dacă eu știu ce calitate de om e, eu m-am coborât la nivelul lui. Urât. Nu trebuia eu să explodez sau să-i dau concursul acestui om să aibă, să aibă dialogare cu mine pe rețelele astea de socializare văzând ce reacție au fost astăzi și unde s-a putut ajunge. E problema lui. E fix problema lui. Dacă el așa are bunul simț și așa consideră el că trebuie să-l trateze pe Dan Bursuc, omul care l-a hrănit pe acest om eu l-am hrănit, adică trebuie să înțelegeți lucrul ăsta, că eu l-am luat de mic copil și l-am purtat aici, lângă mine. El a fost brelocul meu. Găsesc o formă de exprimare, nu sub formă de jingire. Dar așa trebuie să găsesc exprimarea asta. Nu-i frumos să facă el așa ceva în fața mea. El uită anii din urmă, el nu are nostalgie, el își uită trecutul. Cu fraților. Toți am fost așa cum am fost, dar eu, unul personal, n-am să uit niciodată de unde am plecat și slăvesc oamenii care au făcut ceva pentru mine. Reamintesc tot timpul lucruri frumoase despre toată, toată lumea asta care și-au adus un aport în, în meseria mea. Băiatul ăsta văd că vorbește de sus, de la etajul 21, urât în partea lui. Eu nu merit așa ceva ca el să se adreseze la modul ăsta. În fine, trecem puțin mai departe. Eu cred așa, în supărarea mea vis-a-vis -vis de Lele, prin reacția mea pe care am avut-o vis-a-vis de Lele, el nu trebuia să procedeze să iasă pe un live în care să, să ateste că, măi, Bursuc a fost nervos și de-aia a vorbit și, pe urmă, trece la un alt nivel. Cu mine nu se poate vorbi așa, că eu sunt uns cu toate alii fiile. El, de fapt, l-a că l-am făcut eu așa pe lele. El trebuia să spună așa. Măi, îl sună pe Lele sau mă sună pe mine să-mi spună, uite, fiind și eu mai mare dintre ei, pot să dau și eu un telefon, să stau și eu de vorbă cu Lele. De ce ai ajuns tu, Bursuc, să vorbești așa de Lele? Și nu trebuia să facă un live în care să găsească el soluția De a vorbi el Nu e îndreptățit el De a vorbi dintr-un singur motiv Că șilele e crescut de la 90 ani De mine, e produsul meu, e investiția mea Nici, Nimeni nu are voie Să se bage În grădina mea În grădina mea îmi fac eu curățenie Dacă eu am vorbit, am vorbit Pentru că am avut un motiv Băiatul ăsta de câteva luni de zile Nu mai se ține de treabă Eu am vrut să depășesc lucrurile astea. Dar Salam n înțeles un singur lucru, că eu sunt supărat pe lele, pentru că îmi creează probleme. Eu nu pun stăpânire niciodată pe nimeni. În măsura în care noi avem ceva care să ducem la capăt, că ăsta a fost Dan Bursuc de o viață întreagă, să nu-mi supăr beneficiarii și clienții. Bun, ne ducem treburile la capăt, fă frățioare ce vrei tu de făcut, ce-ți place ție, ce vicii ai tu. Dar nu căuta să-mi periclitez imaginea mea. Indiferent oricine pe pământul ăsta, eu am avut grijă de mine și am respectat pe toată lumea. Eu de-aia și sunt respectat la nivel mondial. Pentru că am știut să respect oamenii. Eu n-am făcut probleme niciodată și nu-mi doresc lucrul ăsta. Lele m-a adus în stare să, să vorbesc în felul ăsta pentru că asta se întâmplă cu el la ora asta. Lele era un copil bun, de un an de zile. Crede că dacă uh, s-a explodat de un an de zile, chiar o luăm razna, ne pierdem controlul? Pe mine nu m-a schimbat nimic, orice pe pământul ăsta. Eu sunt și voi rămâne același om o viață întreagă, indiferent de poziția de clasă socială care o am. Eu rămân același om natural și respectos cu toată lumea, cu lumea care mă înconjoară și iubește ceea ce face Dan Bursu. Oamenii ăștia văd că și-au început să-și pierdă controlul. Controlul și îl pierd în motivele pe care eu nu vin cu, cu o afirmație că aș veni cu o, o noutate. Vorbind de Florin Salam, știe toată lumea de Florin Salam ce face. Nu sunt eu îndreptățit de a vorbi ce face Salam. Salam are vicile lui, fix problema lui, să facă ce vrea el. Eu nu sunt contra la treaba asta. M-a adus în stare să pot să vorbesc ăsta, în lucrul ăsta prin motivul că s-a băgat. De ce trebuia să se bagi el? El putea să pună mâna pe un telefon, să mă sune ori pe mine, ori pe lele, să spună, mă, dar ce l-a făcut pe Dan Bursuc să vorbească în felul ăsta așa? Că eu știu că Dan Bursuc întotdeauna ne-a ocrotit, ne-a salvat, ne-a învățat, ne-a pus pe culmile cele mai înalte, ne-a făcut numai bine toată viața omul ăsta. Ce s-a întâmplat de la a dus tu în stare așa? El trebuia să scoată nu prin video, printr-un telefon, printr-o întâlnire. Nu acum facem pormă și slăvim pe aici, pe Y, de ce? Pe el a lăsat loc de interpretări că pe el l-a deranjat că l-am făcut eu drogat pe lele. N-ai voie tu, mă, salame, să te baști tu în grădina mea. Eu îmi spăl rufele în familie. Puteai să pui mâna pe un telefon să spui, mama, așa rău te-a supărat, dar ai ajuns tu să vorbești așa? Când eu toată viața mea am zis, stai să fiu diplomat, stai să fiu mai înțelegător. Hai să trec cu vederea despre orice greșeală care o face un om. Dar în măsura în care unul din, din oamenii care lucrez eu și am crescut eu a început să-mi facă probleme, eu nu mai pot să rab. Pentru că Dan Bursuc nu vreau să fie băgat la oală cu toți cei ăștia care fac măgări. Eu vreau să-mi respect numele meu, să fiu povestit frumos de toată lumea. Eu la asta am lucrat. Măi, salame, eu m-am lăsat de meseria asta și m-am apucat de management. Eu sunt un formator. Și unul dintre ei ai fost tu. Eu te-am format pe tine. Eu te-am ajutat pe tine. Eu te-am pus pe scenele cele mai mari ale, ale globului ăsta. Ca să ajungi tu acum să găsești modalități din astea și să găsești să mă jignești și să-mi vorbești, mie urât, rușine să-ți fie. N-ai voie. Tu n-ai voie să vorbești. Mai întâi de toate, când te adresezi unui om ca mine, care eu am referințe frumoase, la mine știe un glob, eu nu mai vreau să intru iar cum sunt eu ca persoană. Eu nu mai vreau să-ți aduc la adresa asta că asta vă, văd că asta te-a deranjat pe tine în mod extrem. Că am vorbit de droguri. Eu n-aș fi vorbit de droguri dacă tu ți-ai fi văzut de treaba ta și mă lăsai pe mine să am eu supărarea mea pe lele. Poate eu mâine, pe mine mă împac. Tu ce-ai făcut? Ce-ai făcut tu, mă, omule? Te-ai băgat unde nu-ți fierbe oala. Vezi, mă, treabă, mă, frate, de problemele tale, de treburile tale, de situația ta, mă, că eu nu ți-am ți reproșat niciodată ție nimic. Eu decât am făcut numai bine pentru tine. Eu m-am dus și ți-am cântat evenimentele care am, am luminat fețele oamenilor ne venim tu, păcălind lumea. Tu ai păcălit lumea, tu ai păcate multe. Iar eu m-am dus și am reparat greșelile tale, care le faci de ani de zile. Eu nu vreau să se repete și cu Lele și cu alți oameni din grădina mea. Pe mine nu mă interesează alți oameni. Mă interesează doar oamenii ăștia care eu i-am clădit, care eu i-am învățat, învățat meserie, eu le-am arătat strada, drumul, le-am creat familii, le-am creat case, mașini. care câștigă bani la ora asta, datorită mie, inclusiv tu, inclusiv tu, tu, tu ți trecutul? Tu nu știi că eu am fost omul care te-a sprijinit pe tine cel mai mult? Eu urât în partea ta ca tu să ți trecutul cu mine. Eu din 2012 eu am pus punct cu tine să nu mai lucrez cu tine, din motivul îl cunoști tu foarte bine și toată țara. Eu umblu cu oameni de bună factură, oameni calitativi, ăștia îmi plac mie. Oameni de ăștia care încep să aibă vicii, cu mine la revedere. Indiferent cât de bun ai fi, indiferent ce voce poți să ai, poți să fii cel mai mare solist posibil. Cu mine dacă nu ești serios și n-ai vicii, mergi cu mine în continuare. Oamenii care au vicii și au greșeli, la revedere și bonjour. Mi-a părut bine de cunoștință, te-am lăsat, îți doresc multă sănătate, du-te cu Dumnezeu. Și iau, iau pe altul. Tu nu vezi că eu produc soliști de 30 de ani? Eu produc soliști în România de 30 de ani. Am făcut din căcat bici. Ține minte lucrul ăsta. Aici trebuie să aprecieze tot mapamondul. Bă, omul a făcut numai bine la toți. I-a scos la lumină, i-a făcut artiști. Voi uitați de lucrurile astea, mă? Vă uitați de Dan Bursuc, mă, din orice punct de vedere. Aseară dimineață te lăudai că tu ai talent. pe aici aș vrea să am talentul ăsta al tău. În viața mea nu mi-aș dori. Eu sunt eu. Și atât. Îmi tu mie de îmbrăcăminte, de uh, toate astea. Când eu sunt investitorul meu de 25 de ani, banii mei sunt băgați în haine, vorbești cu mine de haine. Chiar aici ai putut să ajungi, mă, ești, ești prea invidios, mă, salame, mă mai ai ajuns să fii invidios că tu ce consideri eu sau ce simt. Ești supărat pe tine pe greșelile tale? Mă, tu ai ajuns să te oftiști pe cei ai greșit tu și vezi cum strălucesc alții și tu o iei în jos? Sunt eu de vină că tu te-ai petrecut, că ai spus că eu tu ești petrecut. Unde te-ai petrecut tu, mă, salame, în hoteluri, în barăci? Tu te petreci în barăci și în hoteluri de ani de zile? și stai în hoteluri, astea sunt petre... Așa te petrești tu? Mă, tată, să așa să am sănătate cât mi-aș fi dorit ca tu să te petreci la fel ca mine. Așa să am sănătate. Dar nu mi-aș dori în viața mea să mă petrec în barăci, în hoteluri. Nu mă face să vorbesc mai multe la câte distracții te ai tu la ora asta. A, dimineața ai vorbit că, domne, vorbei de pișat și de căcat. Nu ți-e un pic de rușine de căcat ori astea care le faci tu, mă, copil din ăsta care nu mai ai control asupra ta, dar să ai control să mă respecti pe mine. Dacă m-aș -aș apuca acum să înșir eu ce aud de tine, ce se întâmplă cu tine, nu-mi stă în caracter că lumea o să înțeleagă domnule, de ce a făcut Bursuc. Pe Bursuc îl știe lumea că a fost un om care eu nu m-am băgat în circărerile astea ale tale. Mie nu-mi place să fiu circar. Eu mi-am câștigat poziția și clasa mea prin seriozitate. Tu nu. Tu la ora asta nu știi cum să te evidențiezi și vrei să-ți câștigi din nou lumea. N-ai cum să o mai câștigi în viața ta, pentru că tu ai dovedit ce calitate două Ai făcut numai rele, ai încurcat lumea, ai supărat lumea, le-ai lăsat nunțile la oameni, măi, omule. Și tu vorbești de Dan Bursuc, Păi, pune mie cine mă povestește pe mine greșit. Mai ales că eu ți-am salvat pe tine care trebuia toată viața ta să, să stai cu capul a plecat. Cât bine ți-am făcut eu. Hai să-mi dai bani de 10-12 ani. Nu ți-am cerut nici acum bani. Nu ți-am cerut banii nici atât de 10-12 ani. Tot timpul că n-am, că am pierdut, că am făcut, că ai vicile tale. N-ai puțin bun simț și vorbești, de vorbești înaintea mea dimineață, vorbei că tu ești cine ești, că ce ai tată, tu ți-ai pierdut controlul. Cine știe pe Dambursu cum e mai bine, eu n-am ieșit pe aici să fac circărele din asta. Nu mi-a plăcut mie să mă... Eu nu m-am evidențiat cu circărele din astea de ale tale. Te rog eu frumos, vezi -ți mă de treaba ta și lasă-mă să-mi spăl eu rufele în familie cu oamenii care i-am crescut eu. Eu dacă... Dacă tu vezi că eu nu te deranjez pe tine, eu nu mă bag în ceea ce faci tu. Greșești, faci bine, e problema ta, răspuns pentru ceea ce faci, măi omule. Fiecare răspundem în, 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 tot ceea ce facem noi. Te-ai băgat tu cu amusca în lapte, că ce că ai vrut tu să le îmbrase pe lele. Pă tu te-ai te simțit jignit că l-am făcut eu pe la drogat. Eu nu-l făceam pe la drogat fără un motiv al meu. Ăla mă supără pe mine de câteva luni. Tu știi că mie mi-a făcut probleme? Tu nu pui la suflet problemele astea. Dacă mi-a făcut probleme și ajung eu să supăr oamenii că nu vine lele la evenimente și nu vine, tu ești obișnuit cu lucruri de genul ăsta. Eu nu sunt obișnuit cu așa ceva. Eu vreau să-mi păstrez obrazul în fața omenirii, la nivel mondial. Vreau să rămân același om o viață întreagă și când noi mai fi eu să se vorbească frumos, bă, Dan că l-a fost un om de cuvânt, un om care a știut să respecte de la copil în face la barbă albă. Eu ăsta am fost. Sau tu te oftici de poziția mea. Te pun eu să greșești? Te pun eu să te droghezi? Te pun eu să greșești? Să ai tot felul de vicii? Știi tu, cu caca, cu pișu? Bă, fă viața cum vrei tu, nu sunt eu în măsură să te critic eu pe tine. Tu în ce calitate vii aici? domnilor, poate mi-am ieșit un pic și intonez, vă rog să mă iertați, dar sunt atât de, de, supărat pe acest om, pentru că el trebuia să-l să să-i dea, băi, nu mă lua ca exemplu pe mine, tu l-ai supărat pe bursuc, dar a ajuns bursuc să vorbească așa. Ce-ai făcut băiatul meu? Învață-mă noua generație, învață-i mă să, să fie oameni, oameni nu ca tine, care ai făcut numai rele. Băi, ce exemplu ești tu pentru noua generație asta, mă? Bă, poți să fii tu Pavarotti. Poți să cânți, să ai vocea cea mai frumoasă. Dacă nu ești om și faci probleme și faci greutăți la oameni, le iei banii la oameni și nu te duci la anunți și la toate astea. Eu de am fost afectat de Lele, pentru că Lele nu era omul ăsta. Lele a avut o creștere frumoasă, dar uite că pe voi ăștia care vi se pare că ajungeți cineva, vă ia valul, mă, fraților, și nu mai țineți cont de nimeni și de nimic. Dacă ați dat de 2-3 lei, de 2 poli și de o casă și o mașină și trei rufe din astea care aveți, trei rufe, trei toale aveți și vi se pare că ați ajuns cineva, nu asta reprezintă omul, bă, nici casa, nici mașina, nici trei haine. Obrazul, bă, e, Obrazu, bă, respectă, bă, oamenii, Ai pus mâna pe niște bani, fă meseria, mă, că oamenii aia poate fac mari sacrificii să ne aducă pe noi în mijlocul lor și ne așteaptă an la rând să ne aibă în preajma lor să le facem nunțile frumoase. De-aia sunt supărat eu pe Nu trebuia să vii tu cu intervenția aia ta. Ce voce ai cu tare ca să-l acoperi pentru faptul că l-am făcut eu drogat. Iar pe tine te-a deranjat. Te-a deranjat că te simți vinovat și tu. Băi, nu dai exemple cu tine. Bă, că tu nu ești un exemplu pentru generațiile astea. Tu nu ești exemplu pentru generațiile astea. Exemplu sunt eu Eu sunt exemplu Eu v-am învățat să mergeți pe stradă V-am învățat să fiți cu minți Tu ai fost cu minte Din 2012 când eu te-am mirosit Ce calitate de om Gat Așa pot să fac și culele Oricum că culele asta Vreau să spun oamenilor Unde mai sunt angajamente culele Domnilor găsim soluții Și toate astea vă rog eu eu nu vreau să mai aud omul ăsta. Eu nu am nevoie, cum ai vorbit tu, legat de încasări. De se stai liniștit, tată, că eu nu stau pe baza numai la lăutare ăștia. Eu am afacerile mele, eu nani, am știut să-mi leg măgarul măi, salame. Eu nu sunt ca tine care te petreci până hoteluri, până barăci. Eu las ceva în urma mea. Las afaceri copiilor mei, familiei mele. Eu vreau să se bucure familia mea de numele meu. Am avut un tată și să se fălească cu tata lor. Nu ca tine, mă, tu nu ești un exemplu bun, mă. Tu te cu Dan Bursuc în gură, care te-am învățat să mergi și pe stradă. Te-am învățat să știi ce să pantofi, să iei în picior. Te-am învățat o viață întreagă să te exprimi, să știi cum să vorbești. Te-am învățat să știi să lași și capul jos. Iar acum tu ridici, tu ridici clonțul înaintea mea, nu ți e un pic de rușine, mă, că te vede Dumnezeu. Te vede Dumnezeu, mă, tu n-ai voie să ridici ochii asupra mea, mă, că eu te-am te ținut aici, la subțioara mea, mă. Și te-am învățat numai de bine. Te-am învățat numai de bine. Cât ai stat lângă mine, ai avut numai realizări frumoase, dar ai explodat. Tu ai explodat cu dam Bursuc. Ori mai crezut că ai învățat strada. Și ai luat-o aici, Ești ca un avion prăbușit. Vi-l anunț cu cinci solici ca să mai duci o nuntă. Stai mă liniștit, mă, că -i... Ești de casat, ești de băgat la rabla. Nu te supăra. Tu nu ai cum să vorbești așa. Te-ai folosit de lele, că vezi, Doamne, e de -al tău. N-ai cum să te pui cu copilul de aur. Copilul de aur e exemplu. Exemplu. Om serios, om de cuvânt, om care câștigă în ziua de astăzi, prin faptul că l-a învățat Dan Bursuc, cum trebuie să se comporte, cum să meargă pe stradă, cum să se îmbrace, cum să vorbească. Da, are succes. Dar tu ai început să fii invidios, mă. Ai început să fii invidios. Vezi că scazi, vezi că ți s-au ocupat locurile pe unde mai mergeai și tu și cântai și nu știi cum să te... Uh, nu știi cum să ieși în relief acum, nu mai cu circărel de astea, mă. Tu... Ești pe... pe tele... Ah, ce voce ca să... Ce vrei, mă? Nu mai înunți? Păi dacă ai făcut măgări toată viața ta, mă, cine te mai amă? Mai are cineva încredere în tine? ce mai nervi pe noi că ne caută lumea? Poate nu suntem noi cei mai buni, măi, salame. Sau nu trebuie să fii cel mai bun. Lumea dă pres pe seriozitate în ziua de astăzi. Nu mai vrea vagabonzi care fac măgări. Tu faci măgări. Tu n-ai cum să mai te repari în viața ta. Deja ești în metastază. Adică, nu mai ești de reparat. Eu nu vreau să vorbesc multe despre tine și îmi văd de treaba mea, pentru că lumea mă cunoaște, eu n-am intrat în mă, mizerii de astea, băi, băi, Florința la măsta care cauți, să te evidențieze acum în loc, evidențiază-te, mă pun cântarea ta și pun seriozitate, mă tu nu vezi că tu nu ești serios, ești invidios că nu mai te caută lumea, din cauza ta nu mai te caută că ai făcut numai măgării, că ai, ai, ai supărat lumea o viață întreagă. Vrei și Lele să fie la fel? Lele n-are voie mă, să fie așa. Eu cu Lele, băi, salame. Eu l-am luat de la 10 ani de zile, eu l-am băgat la școală de muzică. Eu l-am dus la diniul lui eu am cheltuit bani cu oamenii ăștia. Ce faci tu? Nu... De ce n-ai făcut așa, Lele? De ce l-ai supărat tu pe omul ăsta? Că omul ăsta te-a dus la școli, ai învățat te-a băgat în cele mai mari școli de muzică. Nu-i frumos să-l superi tu. Dacă Dan Bursuc a ajuns să vorbească așa, înseamnă că l-ai supărat foarte rău. Ce-ai făcut, tată? Nu, uite și făcut pe... De... Păi, pe urmă, tu ai făcut o intervenție că vezi, doamne, lasă-l, domne, că ăla n-a știut... N-a știut, domne, la decât cu clarinetul. Dar pe tine, când te-am luat, am știut? A, ai găsit tot tu pe asta. Tu ești, că tu ești cine ești acum. Băi, salame, vezi că sunt mulți peste tine la ora asta. Bă, bune, lăsând, ai numele, trăim din brand. Da, asta e dusă. Ești de rabla, de casat. Vezi că au apărut mulți pe piață care e și rândul lor. Nu stăpânim nimeni pământul ăsta. Nu, sunt, nu, nu, suntem reși împărați toată lumea. E, vine rândul la toată lumea. Ai greșit. Nu vreau să ajung să vorbesc așa, în felul ăsta. În drumă, bă, noua generație, nu cu exemplu tău. Tu nu ești un exemplu bun pentru noua generație. L-ai apreciat pe Lele, frumos din partea ta, că are voce frumoasă și cântă frumos. Dar tu nu asta trebuia să spui. Băi, Lele, cu ce l-ai supărat, mă, pe bursucă? Bursucă ăsta te-a făcut, de -aia ajuns aici. N-ai voie să-l super pe omos. Tu trebuia să iei măsuri, să vezi cu ce m-a supărat. Nu să vorbești așa cu schepsis. Uh, da, Bursuc a vorbit așa la nervi, dar Lele, Florin Salam te apreciază. Ce făceai, mă, vă, să vă complectați unii pe alții și vezi, Doamne, că l-am făcut eu pe la drogat și că tu căutai să-l să, să vezi ca cântă frumos. Băi, un om, ca tu, aproape 50 de ani, dacă nu știi nici la vârsta asta cum să drum, și tu un copil, sună-mă pe mine, că eu știu să fiu exemplu bun pentru toată lumea. Nu ești exemplu bun pentru noua generație. Ai făcut numai rele. Numai rele ai făcut. Și totodată, vreau să-ți mai spun ceva. Am observat că tu ești supărat primul pe tine. Iar când vezi că apare unul și altul, nu știi cum să-i bagi în oală cu tine ca să le strigi viitorul. Urât în partea ta, rușine să-ți fie. Tot timpul când a apărut unul sau altul, I-ai luat și ei ai băgat în oală cu tine ca să le strigi viitorul. Ai făcut rele, mă, băi, răutăciosule. Băi, spune așa, fă un live mai bine și spune. Nu sunt un exemplu bun pentru noua generație. Am făcut numai rele. Rog frumos tot tineretul ăsta să nu mă luați în calcul pe mine. Doar ca virgulă cântare. Să încercați să mă studiați ca solist. Că restul... Tu... Doar ca meserie, ca muzică, ești un exemplu bun. Restul, ai, ai defecte mari de tot, pentru toată lumea asta. Ai făcut numai probleme, ai numai vicii d urâte care uite unde te-a adus, în ce, în ce stare te-a te ajuns, în drumă bă, noua generație să vorbească de tine. Nu să se vorbească de tine cu măgăriile care le faci. Băi, să-ți fie rușine. Tu mai provocat să vorbesc așa. Eu dimineața ți-am spus așa. Băi, copil obraznic. Auzindu-te cum vorbești la adresa mea. Vreau să mă văd cu tine. Deci eu ți-am lăsat loc ca tu să spui și să găsești o soluție de mijloc. Vezi că da, nu-mi place cum vorbești. M-am și jurat. Ți-am zis că nu-mi place cum vorbești la care acolo ți-am lăsat loc de interpretare în care să spui, bursucule, iartă-mă, sau cu tare, să găsești o modalitate. Ai vrut să arăți o întrege omeniri că ce că tu ești nu? de mașină. Stăteai aici în mașină și vorbești și tu de la etajul 21. Țer fi rușine, mă, mă, măgarule. Tu ridici glasul înaintea mea care eu ți-am dat viață să trăiești. Măi, nene, eu filmez aici, mă lasă că mă descurc eu. Eu ți-am dat tarif să zbor, măi, măgarule. N-ai voie să ridici tu nici glasul, nici privirea înaintea mea. Eu vorbesc strict de tine și tu știi bine cât am putut eu să fac pentru toată, toată lăutăria asta. Eu n-am știut decât să fac bine. Eu n-am spus niciodată nu pot, n-am și n-am cum să te ajut. Tu n-ai făcut bine la nimeni, ai făcut numai rău. Ai întristat omenirea asta, mă. Păcat de vocea și de glasul tău care n-ai știut să pui preț pe darul dat de Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat un dar, dar tu n-ai știut să profiți de el. Tu te super pe mine că sunt deștept. Ce mai nervi că sunt mai inteligent ca tine? Eu știu să mă și îmbrac cel mai bine. Eu știu să am și talent, sunt și inteligent și am și cea mai frumoasă poziție și clasă socială. Asta te deranjează pe tine. Nu ai cum să mă. Băi, nu ai cum să te ridici la rangul meu. E diferență de la cer la pământ între mine și tine. Dragii mei, cam atâta. N-aș vrea să monopolizez, să plictisesc. Era momentul în care am nevoie. Să am o exprimare legată de toată treaba asta, că pentru uh, multă lume, lăsând lucrurile astea așa și trecând cu vederea, eu tot timpul crezând că diplomația și să nu mă pun la minte acestor oameni, nu e bine să stau aici să ne exprimăm uh, supărările și toate astea. Dar am fost nevoit ca să pot să și o, o lume întreagă ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Eu sunt foarte supărat pe de ce se întâmplă cu el. Adică nu e normal să mă doară sufletul de omul ăsta. Dacă... Uite, au început să-mi dea telefoane, apel ascuns, ca să întrerupă live-ul. Astea sunt tot măgărit de astea din de echipele astea care vor să, să întrerupă live-ul. Terminați cu astea, vă rog eu respectos. Încă o dată, eu nu pun, nu fac dragoste cu... Vreau să înduc duc la cap ceea ce am promis beneficiarilor și fiecare să-și vadă de drumul lor. Nu am nevoie să fac dragoste cu sila cu nimeni. Dan Bursuc crește purcei. V-am luat... Am crescut la purcei de nu mai știu de capul meu. V-am luat când erați de lapte, v-am făcut de 300 de kilograme și, pe urmă, credeți că gata, ați ajuns și împărați e loc pentru toată lumea. Eu toată viața mea am luat-o de la zero. Stop și de la capăt. Așa am făcut de 30 de ani. Stați liniștit că Dan Bursuc nu, puteți să-mi luați tot, dar mintea n Puteți să vă adresați cum vreți voi. Băi, mintea mea nu poate să-mi ia nimeni. Eu cu asta am câștigat. Cu mintea mea. Cu inteligența mea. Chiar sunteți invidioși? Ce aveți, mă? Nu stați, mă, în banca voastră. Sunt eu de vină că greșiți voi? Ce vină am? Eu nu te-am deranjat nici pe tine, nici pe nimeni din lumea asta. Eu mi-am văzut de pătrățica mea, de drumul meu, de grădina mea. Iar cei din grădina mea mi judec eu cum știu eu. N-aș fi ajuns eu să vorbesc de lele așa dacă nu eram supărat pe el. Iar poate eu îl ierpărele, mă, În ce, în ce calitate te baști? Du-te, bă, tată, pe strada ta aia murdară, în mocir la ta, în mizeria ta, care ai făcut numai rele. Vezi, zis, bă, de tine, bă, ai grijă, bă, de tine, nu mai avea grijă altora. Eu nu am nevoie să ai tu grijă de mine. Stai liniștit, nu-mi doresc în viața mea prietenie cu tine. Tu nu ești un produs bun, un model bun. Pentru mine ești deja casat. Rabla! Dragii mei, în încheiere vreau să vă salut pe toată lumea. Am vrut să fac acest live din dorința de a face lumea să înțeleagă foarte bine care a fost situația acestei uh, explozii, pot să le numesc așa, o explozie la nivel de, de mare, mare, mare anvergură. De deci ce sunt supărapălele de motive că nu-și onorează evenimentele și cauza era datorită drogurilor. Eu vorbesc fără niciun pic de limită. Iar Salam s-a băgat el ca să... Ca să ce? Vezi zis, bă, de vicile tale, bă. Lasă-mă, bă, pe mine cu oamenii mei și tu vezi ți de treaba ta, că eu n-am treabă cu tine. Văd câtă lume s-a adunat aici și câtă lume e atentă la ceea ce vorbesc eu. Dacă dumneavoastră considerați că Dan Bursuc a greșit cu ceva, vorbi ceva... Vă rog să mă iertați, îmi cer eu scuze în fața tuturor acestor oameni. Care sunt 20.000 de oameni aici, în care mă ascultă. Mă ascultă pentru că m-a supărat acest om. Acest om nu are voie, prin faptul că eu l-am crescut, l-am clădit pe acest om, nu are voie să vorbească la adresa mea. Așa. Pentru că Dan Bursuc a însemnat ceva pentru el. Trebuie să încă o dată spun, băi, n-ai frica lui Dumnezeu. Eu am ținut la tine. Așa, sufletește, nu pe avantaje. Vorbei de încasări, de dalea, dar de... băi, eu mai întâi v-am dat lapte, biberon, suze, v-am dat, de v-am crescut. Eu nu știam dacă pot să uh, încasez. Eu nu știam niciodată după urma cu încasez. Mai întâi v-am crescut ca pupurcei, v-am zis-o mai devreme. V-am dat lapte bi bi din biberon. Băi, biberon, Suze. Uiți de toate astea. Și te-am luat în cărca mea, m-am luat cu toată lumea pentru tine, ca să, să te explodezi. N-ai pic de bun simț. Și nu numai tu. Toți aceștia care n-am știut ce să fac pentru voi, respectați-mă, bă, că vă vede Dumnezeu. Eu nu vă cer nimic altceva decât respect. Iar în măsura în care cine să bagă cu mine, trebuie să fiți la fel ca mine. Eu sunt un model pentru țara asta. Eu n-am vicii. Vezi că ai vorbit că eu fac, că eu drept. Băi, dacă vrei, uite, eu fac o promisiune solemnă, dragii mei. Șeruiți chestia asta, că vreau să bubuie TikTok-ul. Când vrei tu, mergem la e facem un test, facem analize, ne, ne facem analize să vedem cine e drogat, eu sau tu. Mai obligat să vorbesc treaba asta. Eu sunt curat, mă, eu sunt cel mai curat om. Eu dacă nu eram curat, nu permiteam să vorbesc de drogați. Ai vorbit urât, că n-ai mai avut ce să spui, ai văzut că te-am făcut de căcat, oricum, tu ești obișnuit cu căcatul și cu pișatul pe tine. Și ai vorbit de mine, că fac eu, că băi, tâmpitule, băi, băi, nesimțitule. Eu sunt cel mai cu, corect, cel mai curat, lăutar, pe pământul ăsta de aici. Eu asta a fost mândria mea. Mândria mea care m-a definit pe mine ca persoană. Eu n-am vrut drăguri de-astea în viața mea. Până asta am câștigat eu toată viața mea, să-ți minte de la mine. Eu nu m-am asociat cu oameni de ăștia ca tine. Cu bine când a intrat de ăștia în în jurul meu i-am gonit, i-am luat la goană. Ești, plecați de lângă mine. Mizerii împuțite. Tu vorbești de mine? Vino, bă, să facem la IML test ăsta, direct live. Să vezi tu cine e curat. Ia sângele ăsta puțin în gură, suger puțin sângele ăsta, să vezi ce, ce gust curat are. Eu am curățenie în corpul meu. Eu nu sunt murdar ca tine. Mă scos din sărite. Nu vreau... Oricât vreau eu să mă liniștesc, m adus într-o chestie din asta care nu mă așteptam din partea ta. Iar pentru situația asta, eu știu că n-am făcut bine nici acum că am făcut la ul ăsta. Că mie nu-mi place să fiu circar asta. A trebuit să înștiințez toată lumea. Dragii mei, încă o dată, vă salut cu mult respect. Vă doresc numai bine și multă sănătate. Mi-am mi exprimat ceea ce am simțit. Și cu lele, vezi de treaba ta, salame. Lele, eu am dreptul să-l judec pe Lele, nu tu. Tu nu ai dreptul a te băga în grădina mea. Lasă-mi să-mi iud florile cum știu eu, cum i-am făcut atât de mari. Lasă-mi florile în pace, te rog eu, nu fi invidios. Tu te super pe succesul celor care stau în preajma mea la ora asta. Ești cel mai mare invidios că vezi că ai pierdut teren. Te-am pus eu să greșești, te-am pus eu să ai vicii, te-am pus eu să încurci nunți, te-am pus eu să super oamenii. Nu mai are lumea încredere în tine, mă, și ai devenit invidios. Lasă-mi florile în pace, că eu mai iau de ei, eu îi iert, eu îi cert. Eu am dreptul de a ierta și de a certa oamenii care i-am crescut eu. Pe tine te-am pupat și vezi de treaba ta. Nu mă aduce în stare că mai am multe să spun. Nu mă aduce în stare că am multe de spus pentru tine. Caută unde mă vezi, ocolește-mă mai bine, nu vreau nici salut, nici nimic. Dar mă cuvintele Când auzi de numele Dan Bursuc Respectă-l Eu sunt legendă în România asta Nu sunt ca tine murdar Tu ești un artist murdar Eu sunt un om curat Sunt imaculat Măi Slinosule Învață să te speli Învață să te uh, uh, umbli curat Și învață să știi să te exprimi Și poate Dumnezeu te-a ajutat să-ți mai dea o șansă să te îndrepți. Ai grijă de sănătatea ta, în primul rând, mai făcut aseară, mai obligat să vorbesc curat legat de treaba asta. Și eu nu știam cum să, să, mă interesez de tine, de toate lucrurile astea. Am vrut să te repar cu multă lume în perioada asta. Am primit telefoane și am căutat să am vrut să te ajut. Nu meriți, ești o mizerie. Te rog eu frumos, Ocolește-mă, nu mai vreau nici bună ziua din partea ta. Dragii mei, toți cei care v-ați alăturat în această seară, vreau să vă mulțumesc pentru atenția acordată, vreau să vă mulțumesc și să nu mă înțelegeți greșit. Am fost afectat din partea acestui om pentru că eu l-am crescut, l-am iubit și nu -am, aveam așteptările astea din partea lui. L-am. am ținut foarte mult la el, foarte mult la omost. Și el nu ține cont de mine păcat și rușine să-ți fie. V-am pupat și vă doresc multă sănătate.